Noi proiecte finanțate prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița au fost finalizate înainte de sfârșitul anului. La Stelnica, autoritățile locale au folosit cei 200.000 de lei obținuți de la Consiliul Județean prin ADI Ialomița pentru a realiza racorduri pentru sistemul de canalizare din comună. Au fost finalizate 121 de racorduri pe 7 străzi din localitate, ce vor deservi aproximativ 300 de gospodării. Această stradă este strada Tineretului, una din străzile care sunt racordate la canalizare. Sunt racordurile până la limita de proprietate. În funcție de solicitările dumnealor, și dumnealor, chiar dacă își fac solicitare, nu poate să facă racordul decât în momentul în care am licență. Ați înțeles? Și primul lucru pe care îl fac, asta va fi în 2020. Este foarte bine să nu se racordeze dacă... Nu, pentru că... documentele? Da, o să avem probleme și nu vreau, chiar nu vreau. Până nu avem toate documentele și toate avizele, atunci o să spun gata, toată lumea care vrea să se racordeze o poate face. Și va fi funcțional. De fapt, este funcțională stația, dar până fără avize și acordul nu putem. Proiectul a avut ca perioadă de finalizare 12 luni. Sperăm ca următorul pas după aceste racorduri și după finalizarea la etapa a doua să reușim să facem branșarea și cetățenii comunei Stelnica să facă un prim pas foarte important de racordare la rețeaua de canalizare. Acest proiect are o valoare de 298.000 de lei, 200.000 contribuție ADI și 98.000 buget local. Aceste proiecte pe ADI au fost o bulă de oxigen pentru administrația publică locală, deoarece suma a fost echilibrată și împărțită în mod echitabil pentru fiecare administrație publică locală care a vrut să se implice și să implementeze aceste proiecte pe ADI Ialomița. Este un proiect frumos la Stelnica. O felicit pe doamna primar și echipa de la primărie pentru că a reușit să finalizeze acest proiect. Cred că este și unul dintre proiectele mai complexe în comparație cu celelalte, dacă luăm în calcul că s-au realizat aceste branșamente la rețeaua de canalizare. Obiectivul nostru principal ar trebui să fie finanțarea proiectelor care au un impact major asupra mediului, iar acesta este unul dintre proiectele care are impact. S-a făcut un prim pas, cu siguranță le poate următoare se vor mai face încă 100, cel puțin 120 de racorduri pentru 300 de gospodării. Și cu siguranță vom continua până vom reuși să realizăm toate aceste racorduri, poate pe această sursă de finanțare oferită de ADI Ialomița, pentru că se dorește la Stelnica de către administrația locală să se realizeze cât mai repede punerea în funcțiune a sistemului de canalizare cu stația de proiect, pentru că este o solicitare din partea imperativă din partea cetățenilor. Nivelul de trai și pe care îl solicită cetățenii în mileniul acesta este cel dorit și de comunitatea europeană. Este un proiect în care chiar s-a realizat pe baza nevoilor comunității și consider că astfel de proiecte ar trebui realizate și întocmite de toate celelalte orașe din județul Ialomița care nu au un sistem de canalizare până în momentul de față. În 2019 au fost finanțate de Consiliul Județean 28 de proiecte depuse de primăriile din județ. Cele mai multe dintre ele au vizat educația, infrastructura, mediul și activitățile sportive.